Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Descendent sau oricare altă planetă în Zodia Rac, astăzi vom vorbi despre dumneavoastră. Vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici, decât după ce ați filtrat prin propriul dumneavoastră sistem de valori, prin propriile dumneavoastră credințe și prin rațiunea dumneavoastră. Dacă găsiți aici un mesaj, folosiți-l cu înțelepciune, dacă nu, Căutați în, la o altă zodie un alt mesaj. Și să vedem pentru Rac. Regele de monede, zece de spade, șapte de spade, cavalerul de spade, cavalerul de cupe. Cinci de bastoane, puterea și împăratul. La capătul setului de cărți este regele de bastoane. Dragi raci, citirea începe cu regele de monede. Sunteți o persoană creativă, sunteți o persoană abundentă, o persoană frumoasă cu un statut social bun. Aici arată un rege, un domn înconjurat de comori materiale, probabil aveți un statut foarte bun financiar sau, sau vă luptați din greu să-l obțineți pentru că următoarea carte este 10 de spade. 10 de spade este o suferință. Ați trecut printr-o trădare sau printr-o mare durere, ori din pricina situației materiale, ori din pricina unei persoane dintr-o zodie de pământ, rax, capricorn, taur sau fecioară, poate fi și tatăl sau o persoană din familie, cred că de parte masculină, ați fost învinși. Mai mult de atât, următoarea carte este Șapte de spade tot spade. Cred că cineva v-a trădat ori această persoană dintr-o zodie de pământ, ori cineva v-a trădat, a sustras de la dumneavoastră ceva drag, ceva la care dumneavoastră țineați. 10 de spade și 7 de spade această persoană, pe această persoană care v-a trădat, nu a interesat-o ce simțiți dumneavoastră, această suferință, acest finish. Mai mult de atât nu se poate să suferiți. Nu a interesat-o. Această doamnă este poartă o mască. Nu interesează ce simt cei din, din jur. V-a trădat, a plecat mai departe și a văzut de carieră, de viață, de drum. Ați avut în viața dumneavoastră o persoană falsă care v-a trădat. Să știți că acestei persoane îi pare rău, regretă, regretă foarte mult. Cu cavalerul de cupe ar veni oricând să-și ceară iertare. Uh, nu îndrăznește. Cu cinci de bastoane dă o luptă interioară aprigă, uh, acerbă. Ar veni oricând să vă ceară iertare. Uh, nu poate din cauza egoului. Știe că v-a trădat, știe că v-a mințit, știe că v-a înșelat așteptările și în această putere, egoul și împăratul, puterea și împăratul aici au aceeași energie, împăratul este de neclintit, de neoprit, nu dorește să iasă din acest cerc vicios în care trăiește puterea, știe că are o putere nemărginită această persoană, această doamnă la gâtare, infinitul. Acest infinit poate reprezenta orice, tot ce vă doriți dumneavoastră. Această suferință, această trădare a încetat. Dumneavoastră, vă luați puterea înapoi. Ați trecut cu greu prin aceste încercări, dar vă luați puterea înapoi. Și cu acest împărat, nu mai doriți să stați în această energie, în această energie care v-a făcut rău și v-a adus multă suferință, și care v-a pus la pământ acest domn este la pământ, dar este îndreptat spre acest curcubeu. A doua zi a venit, soarele a răsărit, acest domn se va ridica, este sfârșitul unui drum, sfârșitul unui ciclu de viață greu, greu, în care ați, în care ați rămas și V-ați chinuit, ați suferit aici cu luna din șapte de spade. Intuiați, știați că sunteți trădați, că această persoană poartă o mască și este falsă. Știați acest lucru, dar nu ați vrut să ieșiți. În acel moment, din această situație, probabil aveați un statut social, probabil setul dumneavoastră de valori și credințe era restrâns la această persoană, la această formă de manifestare. Acum știți, cu puterea ați ieșit, ați terminat, suferința s-a încheiat, v-ați vindecat cu cavalerul de, cu cavalerul de, de cupe, această doamnă și-a reluat puterea și-a luat puterea înapoi și s-a vindecat. Aici este o domnișoară care are o cupă la îndemână, o cupă plină și în jurul ei sunt doar fluturi. Este o imagine frumoasă în spate, are o cascadă, abundență, curge cascada. Emană foarte multă iubire și speranță această persoană. Această persoană este vindecată cu aceste săbii omul este la pământ, dar a doua zi se va ridica, soarele a răsărit. Energia generală a acestei citiri este regele de bastoane. Aici arată un domn care salvează o doamnă dintr-un foc, dintr-o problemă mare. Poate cineva să vă ajute, să ieșiți sau v-a ajutat să ieșiți din această poveste, din acest joc fals pe care l-ați trăit, această falsitate cu această domniță legată la ochi sau cu o mască la ochi. Ați ieșit, acest domn o salvează pe această doamnă din foc. În spate se vede focul și această doamnă este salvată. Vă faceți multe, multe griji din pricina a tot ceea ce a fost, dar aceste griji nu sunt fondate. Urmează un tăi de cupe, bine meritat, probabil o altă relație sau un nou parteneriat sau un nou contract pe care îl veți, veți Primi această informație cât de curând cu 8 de bastoane, foarte repede va urma această, acest miracol în viața dumneavoastră. După atâta suferință și după atâtea gânduri pe care vi le-ați făcut. Ați trăit în trecut, dar v-ați vindecat. Cu puterea și împăratul, nu veți mai ieși din. Din bunăstarea dumneavoastră, din credințele dumneavoastră corecte față de propria persoană și față de dumneavoastră, va veni în viața dumneavoastră o altă persoană frumoasă, cu doi de cupe, după cum am văzut. Această suferință a fost dată uitării, ați lăsat-o în trecut, să mai vedem o energie, și dintr-un alt oracol. Este foarte frumos aici, este o vindecare, o vindecare totală cu cavalerul de cupe și cu puterea și cu împăratul. Nu mai vreți această suferință. Ați stat, ați suferit, acum este momentul să, să vă trăiți viața frumoasă așa cum vă doriți. Da, urmează o relație frumoasă. Această carte este tot ca un doi de cupe, și este o, o conexiune extraordinară. În viața dumneavoastră va intra un suflet pereche, sufletul acel suflet pereche de care dumneavoastră aveți nevoie să simțiți că sunteți liberi, că sunteți conectați cu tot ceea ce vă înconjoară. Extraordinar de frumos să vedem și de aici o carte. Dragi raci, în viața dumneavoastră va intra o persoană nouă, frumoasă și care o să vă ajute pe toate planurile dumneavoastră. Doar că aveți de făcut o alegere. Trebuie să alegeți, trebuie să alegeți corect pentru dumneavoastră și pentru sufletul dumneavoastră. Rămâneți în trecut, unde ați fost trădat, rămâneți aici, în zece de spade, în suferință, în uitare, în trădare, cu șapte de spade, în trădare și în falsitate, cu această doamnă cu mască la ochi. Cu această persoană sau alegeți puterea din dumneavoastră? Este decizia dumneavoastră. Acest lucru îl veți alege. Toți sperăm la o viață bună, frumoasă, îndestulată. Cu siguranță, ca în orice basm românesc, tot timpul binele triumfă, tot timpul ne vom dori mai bine. Și vom avea mai bine. Aici acest trecut se vede: este iarnă. Se vede o fereastră și se vede: este iarnă. Aici este primăvară, toată natura înflorește, și aici este un porumbel care intră pe această fereastră, zboară printre copacii înfloriți. Aici este un fluture. Vă puteți transforma oricând această iarnă din suflet cu această primăvară. Și o veți face cu siguranță, cu atâta iubire și doi de cupe și acest rege de bastoane care poate fi o persoană în zodie de foc aveți doi regi și împăratul, o rege de monede capricorn, fecioară sau taur sau un rege de bastoane, leu, săgetător sau berbec sau oricare altă zodie poate să aibă o planetă care să influențeze această persoană mai puternic și atunci să iasă în citire și veți alege, veți alege această transformare să ieșiți din această iarnă a vieții dumneavoastră și să intrați în această primăvară. Vă doresc succes, dragi raci, vă iubesc, vă pup și vă doresc o seară minunată. Pa, pa!